Salut, sunt Robert și vreau să vă spun o chestie tare pe care am aflat-o și eu de curând. Chestie românească, că așa se întâmplă. Dar care rezistă în timp, așa se pare, că nicio guvernare din astea, nici useriștii ăia care ziceau că ei revoluționează, că fac, că răstoarnă pământul, că fac revoluția sistemelor, că revoluționează tot sistemul de stat, n-au făcut nimic. Dar era de așteptat, adică știm că asta se întâmplă. Hai să vă spun așa o chestie de la Poșta Română. Am aflat-o și eu zilele trecute, tot așa, bănână, impănet, pe aici, pe la știri, nu mai știu de pe unde am aflat-o. Poșta Română tipărește timbre. Timbre care se pun pe scrisori, că nu prea să mai folosesc la altceva acum. Mai folosesc ăștia în justiție niște timbre, dacă nu mă înșel. Acele timbre pe care Poșta Română le tipărește, ele sunt vândute după aia lui Romfilatelia. Romfilatelia, care este separată de Poșta Română, care au fost o chestie integrată în Poșta Română la un moment dat, numai că niște băieți deștepți au scos afară. După ce Romfilatelia cumpără firmele alea, timbrele alea, timbrele alea se vând înapoi la Poșta Română. Deci vă dați seama, e de noaptea minții, frate, adică deci nu mai cumpără nimeni timbrele alea. Probabil că mai sunt câteva așa de colecție, bă, dar extrem de puține și extrem de rar cazurile și extrem de mici cazurile astea. Da? Cred că și aia de la justiție, cred că nu mai au timbrele alea, decât aia probabil că mai sunt clienții lor, că mai au timbrele alea, nu știu cum dracu se cheamă. Da? Deci, Poșta Română tipărește timbrele, îi le vinde lui Romfilatelia și Romfilatelia îi vinde înapoi lui Poșta Română timbrele pe care Poșta Română le tipări și le folosește ca să le vândă la client, să le pună clienții pe scrisori. Ăia care mai trimis scrisori, colete, ce dracu mai trimit, că nu mai știu dacă să mai pun și pe colete. Habar n-am. Da? Deci voi vă dați seama ce cretinitate și ce tâmpenie? Dar așa să fac banii. Așa au învățat politicienii ăștia să facă banii, pentru că odată ce trece până toată chestia asta, nu mai să dau bani doar de la Poșta Română, mai dau bani și de la Romfilatelia și cineva și mai ia niște chestii de acolo, niște comisioane, niște chestii, niște menăreli, niște prostini. Că altfel nu văd de ce s-ar face chestia asta. Da? Chestie românească super tare pe care n-a anulat-o niciun guvern din toate cele care au fost până acum. Nu mai știu de când s-a făcut treaba asta, că n-am stat să mă uit. Ăștia de acum care se lăudau PNL, pe USR, ăștia care erau cu revoluția, cu schimbăm tot, facem, îi dăm afară, schimbăm, adică facem tot, pac, nouă organizare administrativă. Nu, e în continuare la fel. Adică nu are absolut nicio treabă. Iar asta, Romfilatelia, s-a desprins din Poșta Română și în mod normal ar trebui ca ea să fie acolo, în Poșta Română, frate. Adică ăștia și ăștia să vândă, să se ocupe de vânzarea timbrelor după care le folosește Poșta Română să le dea astora, să le pună pe oamenilor, să le pună pe scrisori. Altor chestii pe care Poșta Română le face și pe care ar putea să le vândă în extern, de exemplu, timbre de colecție, pentru alți clienți, cum sunt ăștia la justiție și pentru alți clienți care ar putea să mai apară așa, nu știu care ar fi alții, dar da. E foarte tare chestia asta și pe mine m-a șocat așa, adică eu sunt convins că mai există și alte chestii de genul ăsta până statul ăsta român, adică chestii care au fost scoase și după aia s-au dat la niște șmecheri ca să poată să facă. Ăia care le emit cumpărându-le după aia de la șmecheri aia înapoi, da? Adică o chestie foarte, foarte ingenioasă și foarte căpușată. Că nu poți să-i spui altfel, că n-are cum să fie altfel. Bun. Cam atât vreau să spun. Dă click pe subscribe și pe clopoțel. Te anunț eu tocmai pe filmulețe pe aici. Mulțumesc, la revedere!